Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bistrițeanu avea camere de bord. Și a înregistrat. Da, i-a înregistrat. Deci se ceartă, ce să spun, mai aveau puțin, fiți atenți, cum se ceartă bistrițenii cu clujenii. E sens unic aici, știți? Îi zice că e un prost aici. Ce a zis? Ce a zis? Că sunt prost? Sunt prost. Sunt prost. Da, eu merg pe interzis. Bă, iar s-o lua de numărul de matriculare. Mai nu mai pot. Asta îi, mă. Asta îi. Vă dați, vă rog, din drum. Ăsta taxiul stătea în mijloc. Altul. Deci să mă duc în bista să fac reguli. Ce ai rezolvat? Ești tu, bă, deștept? Exemplu de taximetrist sunteți. Săram prost de Bistrița. Săram prost de Bistrița, da? Bun. V-am făcut. Cum îți faci? Foarte frumos. Puțină minte vă mai trebuie, dar ați fi foarte frumos. Da, da. Excelent. Tu nu fac nicio regulă, e sens unic, frumos, de asta mă jurați. Jurați. Din asta e foarte frumos. Păi deci, e ceva în cearta oamenilor. Da. Dacă erau la București, n-aveau timp să respire, niciunul în cealaltă. Deci se scotea sabia. În București? Da. Băi, uita. Ăștia s-au certat, da. Deci ce ați auzit acum e așa, un minut și 5 secunde. Da. Cine în București avea răbdare atâta? Hai că e montat. E montat, e montat, da. Sigur a fost mai lungă, da. Peripeția. Asta îi... Acum, permiteți mă faci să intervin. Prost? Asta, frumos. Deci acțiunea se desfășoară în parcarea unui supermarket. Da. Căci asta e tare de precizat, da? Deci e parcare de supermarket, da? Cu sensul. O alei de alea largi. Nu e chiar așa largă, că nu trec cât două mașini pe lângă. Da. Ba da, dacă se trag un mai pic într-o parte, doar că ăla care venea pe contrasens. Da. Da? De care vorbește bistrițeanul nostru, ăla primul cu jeepul, ăla era pe mijlocul drumului. Da. Și... ce îi se poate reproșa că nu s-a dat la o parte, avea pretenția ca ăsta cu numere de Bistrița să dea înapoi ca să iasă el. Pentru da. Că asta îi. Asta pentru îi. Că de îi avea fața mai aici la noi de spre 100 de mii de euro și astea nu prea au marșarier decât în situații de urgență. Da, exact. Rar când le pune și semnalizare. Da, exact. Și nici stânga-dreapta nu trage. Pe de altă parte, dacă te uiți acolo, lărgiști cadrul, parcarea e, băi, dita mai parcarea, înțelegi? Adică nici ăsta de Bistrița nu era obligat să o ia pe alea, gen, n-avea încotro, știi? Nu, adică dar era pe sensul trafic, corect. E adevărat. Apucase, mă, era pe drumul lui. Acum ce să facă, să dea marșarier? E fără de tăgadă. Adevărul că dacă ești în Bistrița, Năsăud, la Cluj, Napoca, Bistrițeanu, dai are marșarier dreptate. Când apare clujanul, să fie vorba aia, o ierarhie. Dar eu vă spun că sunt uneori pus în această situație. Ei, na. Ia zi-ne tu. Să vă povestesc. La mine la bloc. Așa. Eu locuiesc pe o stradă cu sens unic. Da. În fața blocului sunt câteva locuri de parcare. Noi nu avem fiecare locul nostru de parcare. E parcare pe apucate. Și eu dacă vin acasă și merg pe stradă pe acolo și nu găsesc niciun loc de parcare. Așa. Trebuie ca să pot să mă întorc în fața blocului. Trebuie să oculesc un quartal așa, știi? Și uneori e coloană pe bulevard. Și mi-a gen 10 minute să revin. Altfel pot să iau pe contrasens pentru 6 metri și să fac eu străduță la stânga. Ieri chiar 6 metri erau acolo. 30. Sunt vreo 20 acolo. Pune 20. Și 5, cam așa. Pune 20. Nu, 20 de metri sunt maxim. Așa strada e, a fost la un moment dat cu dublu sens. Adică, sigur, e o stradă pe care încap cu dificultate două mașini, una lângă alta, dar încap. Pentru că v-a făcut primăria parcări acolo, stânga-dreapta. Frumos. Da. E. Cine, primarul vostru, cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Domnul Mihaiu. Așa, așa. Și mai cum? Și mai cum? Radu. Așa. Da? Așa. Fii atent. Hai că învață. Și uneori eu, dacă nu găsesc loc de parcare, mă întorc cu botul spre contrasens și mă pun undeva pitit pe colț și stau cu mintea acolo, aștept să se facă breșă, să mă duc să-mi văd treabă, să găsesc loc de parcare. Deci să încalci legea cum păi și tot așa, apare câte unul cum e bistrițeanul nostru, oprește și îmi face semn că e interzis, știi? Și îi ridic mâna, îi zic sănătate, e ok. Ce cetățean responsabil. Băi, și sunt ăștia care câteodată nu mai pleacă de acolo. Deci eu nu incurc cu absolut nimic. Eu sunt pe un colț tras pe dreapta, pe avarii. Și omul stă acolo și pune mâinile așa cruciși și nu se dă gen du-te, domne, de aici, că aici se interzis. Dar știi că dacă intri în marșarier, practic, din câte știu, codul rutier îți permite să mergi pe sens unic cu marșarier. De ce să te chinui?
Da, corect. Adică în situația mea e complicat acolo, știi? Dar repet, eu fac o șmecherie foarte, fără să lezez pe nimeni. Păi deschidești tu geamul și spune, asta îi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.